Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod. Uitați cum dă Sonic din deget, pentru că a sosit un update, desigur, mi-ați mai zis prin comentarii. Și hai să continuăm cu joaca aceasta, pentru că este un joc destul de reușit din ultima perioadă. Nu știu care a fost cel mai popular joc, să zic așa, care a apărut recent. Cred că acesta. Mă văd și eu aici pe cameră, mă las... puteam să mă las mai jos, ok, interesant. Intram cam în teritoriul roșu cu părul ăsta, adică devine din ce în ce mai lung. Următoarele luni vor fi interesante. Într-un fel sunt cam nerăbdător să mă tund la loc, sincer. Cu părul scurt. E un pic ciudat cu părul lung, adică odată că ți-atinge părul ceafa și odată că părul de aici ți-atinge urechea și ți-intră părul în ureche, cum ar fi? E ciudat de tot. Dar am zis challenge-ul acesta să îl completez cam un an, 12-14 luni să nu mă mai tun. Momentan merg cam pe 8 luni de când nu m-am tuns. Ba, mai zic eu că vreau să văd cum stă cu părul lung, să mi-l prind în coadă sau așa și după aia, bam, bam, ne tundem dacă nu arată ok. Bun, până atunci, e jale. E părul lung și n-ai ce face cu el. În fine, vă interesez de părul meu, vă interesez de update-urile, avem pe acesta, collect cards, nu știu ce. A, mi-am dat, nu mi-am dat rebirth, eu am level 100, a, păi stă pe spate, uite-mă. Ok. Bun, păi hai să continuăm caracterul acesta, foarte important. Știi ceva? Văzusem chestia asta interesantă. 600 Robux să cumperi de aici. Cred că vrea să... Ok, asta ne dă 100. Asta cât ne dă? Bă, e mai scump. Eu nu înțeleg. Cum e mai scump ăsta? Nu, cum e mai ieftin? Deci ăsta e 250. Ăsta e 100. Dar ne costă 8000 Robux. Cred că ne costă 8000 Robux pentru că vrea să cumpărăm 1.000.000 de inele. Dar nu prea are sens. Ok. Hai să le achiziționăm, acest Chaos. O chestie nu-mi place la joc. Fiți atenți. Dacă voi vă uitați la mine în inventar, nu o să știți care pet e mai bun decât care. Lăsându-l pe ăsta la o parte, nu o să vă dați seama dacă ăsta e mai bun sau ăsta e mai bun, pentru că unele le-am mai șters. Toate sunt epice și au level, adică nu prea îți dai seama cum ar veni. Dar astea roz sunt cele mai bune. Le luasem eu recent. Ăsta de 84 sau de 250. O să facem level extrem de repede. O să zicem la abonați că fac vlog. Hai să vedem la ultima zonă. Foarte important pe joc. Avem Robux-ul 999. Ne dăm rebirth-uri de două ori mai repede. Sigur că mai ok ar fi să ne deblocheze limita de level și așa facem level infinit fără să ne mai dăm rebirth. Dar e funny să-ți dai rebirth cum încep de la 0. Deci acum o să ne dea câte două rebirth-uri când ne dăm o dată. Ceva de genul. N-am luat în calcul că trebuie să cumpăr boost-urile astea. Sky Rings? What? Nu știu ce. Magnetul odată care e foarte OP și triple XP care e tot așa foarte OP. A, s-a activat, mamă, o groază de Robux am spart deja de la început. Deci haideți cu like-ul ăla Blanaos. Dacă nu știți despre ce este vorba în Sonic, come on, ne-am jucat, cred că nici nu mai știu câte episoade avem cu Sonic. Cred că avem două episoade, mamă, și cu X-Slader. Și... pur și simplu, ești Sonic, te mergi foarte repede. Poți să pui și care... uite, vedeți că e o zonă pe lângă mine, lol. Uite. Poți să pui caracterul Sonic, Knuckles, alte chestii. Nu înțeleg de ce nu-l adaugă pe Shadow, că ar fi insane. E cam o oportunitate ratată, părerea mea. Avem sus de tot levelul, deci noi o să completăm și să facem level non-stop, non-stop, non-stop. Și pentru că avem magnetul, nici nu trebuie să intrăm în set, doar să trecem pe lângă ele. A, iată, am descoperit ceva. What? Chestia asta și eu nu știam de ea. Oh, și am văzut o șmecherie. Dacă vreți să-l luați pe Sonic, veniți exact pe harta asta. Veniți aici, săriți așa și o să fie cardul ceva aici. Bun, am văzut o șmecherie dacă vrei să sari foarte mult. Deci, dacă ții shift apăsat, te duci în față. Și ce trebuie să faci este că ții shift apăsat și când pornești cu viteză, sari direct. Știi? Ceva de genul. Și nu o să fii lipit de pământ, o să și sari. Unor te ajută, o să vedeți. Bun, păi cam înțelegeți ideea, deja avem 135 de level. What? Unde m-am dus, nu? Avem aici la redeem. E același sistem ca pe Pet Simulator, dacă stai online, îți dă chesturile astea. Să vedem pe unde se punem facecam, ok, acolo. Salut, YouTube. Postează niște gaming pe canal, nu știu ce zice băiatul ăsta. Despre ce vorbește el. Mamă, 1000 XP. Ok. Bun, și hai să trecem la următoarele zone. Prima zonă e cea mai mișto din joc, dar să știți că am văzut cum arată ultima zonă și îmi cam place. Adică arată destul de miștocuț. Noi momentan nu știu care e
care e limita noastră de rebirth, dar cred că pe la level 250-300, nu știu dacă o să ne dăm neapărat. Uite, vezi, dacă fac așa acum, ai văzut că am sărit asta din prima? M-am învârtit, când am plecat am apăsat space și boom! Știi? Dar uneori nu-mi iese. Și te duci în față foarte mult. Aceasta este a doua zonă, care e o zonă, e faină zona, îmi place. Deci nu mă înțelegeți greșit, are farme cu ei. Este cu... Mergem atât de repede încât nu mai putem să facem chestia aia. Ok, are farme cu ei zona. Este un pic... De ce nu mă lasă să mă leg de nebunia aia? Bum. Hai să vedem aici rampa. What? Mamă, nici n-ai cum, adică mă mișc prea repede. Wow, mă mișc mult prea repede, nici abonații nu țin pasul cu mine. Level 160. Voiam să vă mai arăt pe aici chestiile astea. Rampele, dar ne mișcăm prea repede pentru ele. Oh my god, mai sunt și în zona aceasta. Era ceva cu peretele, parcă? A, da mă, da, aia stai un pic. Parcă de aici era, nu? Și plecai așa. Bam! Shazam! Uite cum mă duc, ești nebun, merg cu spatele. What? Băi, insane joaca asta. Suntem mult prea rapizi, deci voi n-aveți cum să țineți pasul. Mă, dar eu am level 1000, tu ai level mic. De aici nu o să mai meargă schema noastră cu săritul. Vezi? Nu prea mai merge. Deci trebuie să sărim din platformă în platformă. Sunt sigur că există niște șmecherii. Ok, let's go. Odată ce ai deblocat o lume, te poți întoarce la spawn în caz că nu știați. Și ai lumile deblocate fix în spate, da? Deci stai pe spate. Cum ar veni cu spate? Avem snow și avem world 5. Asta s-a adăugat nou. Hai să ne alăturăm și noi cursei. Chiar dacă o să ne întreagă toți abonații, că n-avem cel mai mare level. Văd că l-are Cristinel. Dar o să-l facem praf, desigur. 5, 4... Daniel nu e aici, deci... A, bă, da, e. Bă, Nu, m-a lovit în platforma aia! Nu-l lăsa pe Cristinel să mă întreacă! Mă, dar vezi că e lungă cursa, what? Cum nu ne-am trecut? Care level 400 ar trebui să fie de două ori mai repede. Cred că ne-a lăsat. Îl stâng așa să-mi viteza în mile pe oră. Deci o să vedeți că noi avem cam... Mamă, îți garantez că n-ai zărit până aici 100%. Deci ne prindem cam un 800 de mile din ce văzusem eu. Bă, actually toate lumile sunt mișto, în afară de aia cu zăpada, aia chiar nu-mi place. Da. Hai totuși să mergem la următoarea zonă. Să nu mai... Ca să vedem exact contentul nou. Din nou aici nu mai merge schema din, din țițeni. Cel mai puțin favorită. E cu zăpadă, nu știu cât de bine se vede pe video. E puțin cam prea albă lumea. Nu se mai distinge atât de bine. Deci... Nu e așa făinuță. Plus că eu nu cred că există Sonic pe tematică de zăpadă. N-am văzut. Nici în desene, nici în jocuri. Și nu pare așa de ușor de perceput lumea asta. Adică pare cam încălcită dacă mă întreb pe mine. Văd aici un jump de la mare. Dar cred că urci pe partea cealaltă. Where they will show up next. Am luat un fragment, cred. Ui, mă duc atât de repede încât nu mai pot să mă duc pe roata aia. Level 231. Let's go, mă, o lume nouă. Hai să vedem, lumea 5. Aici nu știu, e content nou. Văd că a făcut obiurile astea mult mai mișto. Ah, trebuie să mă dau pe ăla. What? Wait, am intrat deja? Mă, ce se întâmplă? Ce fac, mă? De ce n-am, nu m-am, what? Nu pot să dau space ca să mă lovesc de chestiile alea roșii. Deci... Ok. Cred că așa. Aba. Wow. Mamă, câta! What? Câta ăsta? Du-te, Sonic! Hai, știam eu că e groapă acolo. Mi-ai furat win. Ia uzi, bă, ce vorbesc abonații. Ia-mi pic ea. Gata, mă. Ok.
Dacă spalăm un space ne ducem mai repede. Și aici e o săritură. Bă, unde m-am dus? E un pic cam încălcită asta, sincer vă zic. Unde e finish-ul, glumești? A, aici era, ok. Ok, hilltop. Hai să vedem. N-arată rău, îmi place tematica că e cu verde. V-am zis că am văzut deja asta, cum arată, nu știu toate tricurile și așa. Dar am văzut că e din nou cu verde, e cu lavă, mișto, mișto, mișto. Avem Chaos Trails. 120.001. Wowzers. Legendary. Legendar casă din zăpadă. Pe ăsta l-am luat. Deci, let's go. Hai să mă equip la ăsta și să luăm. Boom, legend, are 75. Bun. Sal, fac vlog. Așa, putem să schimbăm și noi caracterul dacă vrem. Mi-ar avea plăcut. Wait, eu acum am văzut, au caracterele level? A, nu. Mi-ar avea plăcut Knuckles. LOL, zici abonatul. Ok, poate nu e abonat. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Deci văd că e hilltop, adică suntem pe un vârf de munte, de-aia sunt nori pe lângă. Deci au adus conceptul ăsta ca și harta să nu fie legată, cum ar veni. Oh, shoot, man. Mamă, dar uite cât de... Mamă, uite cât de huge e harta. Știi ceva? Vreau să-mi dau repede două rebirth-uri. Ar trebui să ne dăm două, ne zice new level cap. Deci noi acum nu mai putem să facem level, corect? Am ajuns la 250. Și nu cred că mai avem cum. Mamă, nici nu mai știu ce se întâmplă pe aici. Da, nu mai avem cum să facem, avem max level. Capul nostru, nu știu dacă e 275 și noi ne dăm două rebirth-uri. Deci... Trebuia să mă uit câte rebirth-uri am. Dar, bă, uite ce încet mă mișc. Pernaie de joc. Dar o să facem extrem de repede experiență. Ascultați-mă, deja avem level 41. Asta o să facem repede de tot ca să ajungem la ultima lume să ne putem bucura de un level mult mai mare. Ca așa 250 noi deja eram la limită, nu o să mai mărim viteza niciodată. Hai să plecăm de aici măcar cu un level 100, zic eu. Așa de control. De control. 85. Asta ar merge bine aici, perfect. 95, deci avem level 100, adică... 97, nu mai știu pe unde să mă duc. Dar de ce nu sunt chestii pe aici, l-au luat alții sau au mai fost noi odată și nu știu eu? Habar n-am. Opa! Da, mă, n-ai ce zice. 109, nu ne mai băgăm la curse, că nu mai avem level. Ok, hai să mergem. Deja vedeți, pe la level 100 încep să mișc foarte repede. Dar nu sare extrem de mult. Și prin partea asta. A, și aici e podul direct. A, mișto, mă, mișto. Hai să zicem abonaților, World 5. În ce lume ești? Hilltop, gata, mă. Hai să ne distrăm acum. Ar trebui lejer level 275 să facem. Pe unde ne scoate, ui, și nebun. Nu ne băgăm încă la cursă. Ia fi atent. A, peste te lipești tu. Wow, uite cât de huge lumea asta, uite pe acolo pe sus. Mamă, că e pentru aia cu level 500. Cum te duci, frate, de departe? Efectiv, trenuleț, este un pic. Hai să mergem pe drumul ăsta. Bă, eu vă zic sincer, deci s-au întrecut pe ei cu harta aceasta. Deci s-au întrecut pe ei cu harta. Mamă! Bă! Uite de și tu. Și câte puncte sunt. Vai de capul meu. Stai aici, cobori. Bă, ești nebun. Deci pe ăsta te poți da din nou. Băi, cum te duci. Adică uite-te și tu cât de satisfăcător e. Mult prea repede mergem, 277. Vedeți că n-am avut limită 275? Limita noastră a fost mai mare de atât. Nu știu pe ăla din dreapta cum mă duc, șerpuit este un pic. Stai așa. Ce e aici? Bă, nu.
Am vrut să-l deschid, am 100.000 de pași. Lilac. Da. Hai să dăm unul de ăsta roz și să punem lilac. O fi bun măcar sau? 60. Nu știu dacă e de bun. Băi, și nebunie cumva? Laceman? What? TikTokman și acum Laceman? Mănâncă chipsuri Lace? Reclamă mascată, generești calorii pe spate? Chiar în persoană? Wow, ce cap ai! S-a rușinat, gata, a plecat. Bun, voiam să văd chestia șerpuită. Ne-am dus noi odată, dar n-am știut cum să... Mă duc la viteză maximă. Și trebuie să urcăm cumva la loc. Oh, oh. Stai. Dai, 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 dai. Gata. Fii atent cum ne ducem acum. Stai, bă, ho, oh, Ilie. Stai, vreau să-i dau drept, dar n-am cum. Oricum ne ducem repede. E la vale. Wow, 300 că e limita. Nu, am atins limita. Stai. Vreau să mă dau max level, o să ne zic că nu am stop, bă, cât de mișto e. Deci n-am ce să zic, level 300. Oh, uite, în aer acolo, nici nu știu cum ajungi. Lumea asta este incredibilă. Dăm river din nou. Mamă, spawn. Avem 12 rebirth-uri. Cristina are 20. Și are level 500, deci. Și-a dat rebirth-uri ca lumea. Dar e mișto asta cu rebirth-uri 2, că îți dai de două ori mai repede. Și e foarte tare că îți rămân peturile. Cea mai tare chestie. Bă, ce fac? Și uitați-vă cât de repede facem level-ul. Pe aici doar trecem așa. Cred că putem un 350. Cred că e 25 de levele pe rebirth. Cel mai enervant e că trebuie să fac chiar astea. Aproape. Cum vi se pare jocul? E satisfying? Nu e? O să încerc să mă duc direct la următoarele zone. Deci nu mai pierdem timpul. World 3. Asta e mai migălosă, ne iese din prima. What the... Te bagi în perete așa că te oprești. E un pic caracterul greu de controlat, că mai e toată chestia. Uneori apeși și să te duci în stânga și duce prea mult sau... Și te încurcă. Uităm direct la următoarea lume. Nu știu cam care e limita și de level, că... Poate nu mai reușim să facem... Uite, vii aici. Sari. Bum, da, ne ducem lejer. Ca pe o picuță ne ducem lejer de tot. De vară. Aici n-am făcut mare lucru, dar... Ultima zonă, Hilltop. Asta o știu pe drăză și atent, acum. Vii aici. O, e neapărat să dai pe aia, dar e ok. Sari așa și cumva... Tu trebuie să urci pe podul ăsta. Ascultă-mă pe mine. Dacă te-ai urcat pe pod, stai pe spate, că nu mai ai cum să cazi. Și asta e tot. Bun. Dar e cea mai mare zonă dintre lumi. Bun, 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 bun. Avem din 984.000. Deci, we are back, baby. Și știți ce am de gând să fac. Mă, știți, băieți. Ascultați, fii atent. Te pui aici. Este un pic. Să mai deschidem astea. Mi-a dat odată magnetul. Deci, deschideți astea 100%, că îți dă magnetul la gratis, vine la 10 minute. Și e foarte OP. Aici ne dă doar bani. XP, ok. Scut level. Fii atent. Au căltat. Level simulator. Bă, cum te duci. Și acum, ascultă-mă. Fii atent de aici. Bă, ce-am făcut, mă? Bă, nu s-a lipit. What, lipitoare ce ești? Lipitoare umană. Nu, 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 nu. Stai. Stai, cum îi dau? Nu.
Aha. Deci aceeași chestie, dar vreau să mă duc în dreapta. Trebuie să mai deschidem asta odată. Bă, dar mereu dau E. Bum. Retro Neon Trail. Avem asta legendare, deci nu știu dacă e mai bună. Da, băi, ha? What? Care e? Retro Neon. Nu, no, nu e mai bună, mă, ce. Ok. Stai, trebuie să mă pun fix între. Stai. Gata. Acum ne ducem. Dar le-am luat eu pe ăsta sau de ce e gol aici? Cred că le-am luat și uzarul spawnat. Level Simulator. Hai mă, cu level 350. Înseamnă că nu e full pe aici, că poate ne dădea prea mult după aia. Bă, dar uite cum ne ducem. Bam, baby. 237. E mare, mă, harta. Chiar e uriașă harta. Mă mir cum de nu face lag jocul. Adică e nebunie totală. Nu știu cum să ajung la insulele alea în aer. Aba, așa cum continuăm la loc. Ce-ai, mă, că nu mă mai opresc. Stai. Boing. Stai. Mai sus. 1000 XP, ok, ok. Boom. Și acum 273, ne ducem pe asta lejer. Lejer. Magnetul ăla face toți banii, cam aia e chestia. Și încerc să explorez harta. Pe acolo am fost, parcă, sau? Stai să vedem pe aici. Pe aici pe jos nu am fost. Mă, dar uite cât de încet parcă mergem. Și totul, e harta prea mare, mă. What, nici nu pot să mor pe ăla. Stai. 3, 2, 1. E sus acolo, dar nu merge. Ce face, bă, ăsta? Ionuțe, hai, bă. Stai, că sărim așa. Perfect. Cam asta e harta. Dar sunt sigur că mai... Poate sunt câteva zone. Uite, în dreapta, acolo. Neexplorate, gen. Bucla aia. Sau? 329 avem level. Bă, mă, și tu nu poți să sar acolo. What? Atât de mult level îți cerem? Stai. Mamă, ce acolo sus? What? Eu acum am văzut aia. Ne-am fost pe acolo? Că așa sus nu știu că am fost. Ba, cred că da. Hai să ne băgăm la o cursă. Ia. Le facem față abonaților? Na, au 400-500. Avea Cristian al 300 la început de episod, dar a făcut mult mai mult. Are 100 de curse. Și hai, mă, că sunt regele, îi bat cu tot cu level, ești nebun. Cum i-am bătut ca un level peste? Lol. Stai, sau nu, nu i-am bătut. Poate nu i-am bătut. Habar nu cine am față, eu n-am văzut pe nimeni. Laceman, oponentul meu numărul 1. E inamicul meu numărul 1, Lace. Stai să vedem ea. Deja am ajuns la Rebirth. Hai în World 1. Stai, Race in Progress. De ce durează așa mult cursa? Cine câștigă, mă? Oh, regele! Forțini! Ok, 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 nu știu dacă m-au lăsat să câștig sau habar n-am. Dar ne-am dus repede acolo. Pentru că dacă dai shift-ul și space-ul, uite-te și tu. Spawn. Spawn World 1. Hai toți acolo. Poți să fii și Sonic ochelari, poți să fii Tails. Ok, în jocul ăsta poți să fii Rafael. Ok. Hai, poză de final. Poză de final de vlog. Să ne aducem aminte care ne-am strâns aici.
stai cu clanul nostru de băieți răi. Ok. Bun, și acum hai să vedem cum ne descurcăm la level 351 în ultima lume. Ultima, doamne, prima lume. Adică bucla asta care părea atât de imensă, acum e absolut nimic la ce viteză avem. Ui, ce e aia? Ui, este puțin. Se secundă. Da, asta are cum să ajungem. Mă, și miram că n-am mai fost niciodată acolo. Uite-te cum parcurgem harta, ca să vedeți gen diferența de hartă față de World 5. Adică dintr-o săritură de asta e completat tot. Știi? Foarte mișto jocul, deci vi-l recomand 100%. Hai să facem un obi de la mișto. Ia, dacă îi dau o flashcă de asta așa, dar nu merge. Aha. Nah, obi-ul ăsta e cam boring, că v-ar trebui să sare aici. Cred că-l fac dintr-o săritură lor. Nu e așa atletic. Doar sari. Lol. Dar îl facem... Oh my god. Ia, poți să fac așa? Oh, lol. Cum ar fi să-l facem speedrun? Să-l completăm repede. Știi, ziți-i bani, 1500 și te întorci. Oh, și dacă merită. Oh, știi să zic. Eu acum am văzut asta aici. What? Deci nu știu dacă e cum să ajungi acolo. Adică nici eu nu pot să ajung. Cum ajungi, bă, acolo? Ah, sar pe piatră. Păi cine, bă, nici cu level 300 nu pot să... Cât costă, mă, asta? 1200, ok. Bun, păi noi o să închem episodul aici. Dacă v-a plăcut și ce aveți de făcut, hai să deschidem un chest auriu. Tot XP. Ok. Bun, dacă v-a plăcut vlogul acesta și mai chiar apăsați butonul de like, ne vedem la viitoare. Pa!